Băi, știi care e problema? Măi, stai că spun eu care a fost cea mai tare fază. Când țipam că așa, mă strângea de mână și mă durea mâna, auzi, țip să-ți chem gorila. M-a făcut și gorila. Da. El are impresia că dacă eu țipam casa să te stric pe tine, să ce are impresia. Băi, știi cum sunt eu? Fii atent. Mamă. Te-ai enervat? Stai cum m-am enervat. Bă, Alex, revinut. Băi, și în ziua de zi cu zi, așa cum sunt eu și în casă și afară și aici, mie nu-mi place să se ia, bă, nu mai pot. Unde e mă ăsta? Nu te duci niciunde, stai aici, unde să fie. Asta a atins de tine, iar? Auzi, dar fii atent, el te face gorilă, dar el se antrenează ca și cum Sanchi. Bă, el nu face asta. Cu ce se antrenează? Cu vorbe? Spre mine? Cu ce se antrenează el? Nu, e la sală, mă, frate. Băi, dar iar a pus una pe tine, chiar așa, chiar... Unde e, mă? Zi-mă, n-apă, unde e? E la sală, mă. Nu mi ce mai rău de trener. Mă duc la el, frate. Dar stai cu bune, stai cu minte. Lasă-l, că după aia el te provoacă, el cred că asta urmărește. Dar după ce se duce, ce trebuie să faci? După aia te scoate și pe tine. Mă, uite cu un tremur, frate. Mă, nu să-și ceară scuze, tu-l pun pe să-și ceară scuze. Alex, eu zic mai bine să rămâi, că-ți faci probleme. Cine, mă? Cu ăsta? Nu te potolești cu glumele astea. Am venit datorul patriei. Da, mă, da, nu mai te potolești cu glumele astea. Ce? Iar, mă, frate, să ia cu mana pe la bucătărie. Lasă scandalul, frate. Nu, mă, frate, păi ce înseamnă asta? Te iei cu ea, iar, ce treabă ai tu cu ea, că nu înțeleg. O jignești. Am înțeles că te-a dat vreo palmă sau nu știu ce s-a întâmplat pe acolo. Vezi? Păi, și foarte tot bine, tot foarte bine, de mine. Foarte bine ți-a făcut, mă, frate. De ce te bagi tu în relația mea cu ea sau viitoarea mea relație sau... Eu nu m-am băgat în relația ta, eu m-am băgat pentru fratele meu Ionatan, da? Că a plecat ca astea. Nu mă interesează. Tu de ce te bagi? Că nu înțeleg. Adică ce? E nevasta ta? Ești avocat? Nu ceva? Dar nu te interesează pe tine. Ce va fi ea pentru mine? Păi da, dar te văd că ești așa, zici de mine că m-am băgat, dar de ce te bagi? Dar ce tot o jignești pe ea și tu înțepi tu pe ea? Ai jignit-o? Da. Ce? Păi de ce a făcut o vânzătoare? Nu s-a dat o palmă. Ai făcut-o cu am înțeles. Așa a zis ea, da. Așa a mințit? Da, așa mi-a zis, da. Nu am mințit. Nu mai râde, că m-am fătulat de glumele tale și de înțepăturile astea. Băi, eu sunt tip foarte pe față, știi? Băi, nu mai ești foarte direct. Nu, nu, băi, nu zic de astea, că ne filmează totuși lumea și așa, da? Nu zic de astea, că domne, că nu știu ce, da? Păi nu am făcut-o! Poate înțeles și ea așa înțeles. Cu ce am făcut-o, mă? Zi, ai zis că, bă, bine că ce? Maxica a zis că, bă, a plecat Ionatan și acum poți să-ți faci tu de cap cu Alex. Asta se zice că e... Nu știu. Nu te interesează pe tine, mă, băiatule. Nu mai te-ai băgat o seamă cu ea, nu mai face tu glume cu ea, prostești. Ajunge cu înțepăturile astea. Da, mă, poate are dreptate. Poate e greșit. Ce, mă, că am foarte mare dreptate? Nu am greșit cu nimic în fața mea, ești n-a, că am văzut ce... dacă faci, băi, n-o să cer în viața mea, scuze, în fața ei. Cum dacă faci? Da, bă, îmi asuma, ziceam, bă, da, am făcut... Bă, și spuneam că făceam de plăcere, dacă... Bă, gata, mă, să trage scandalul de asta, frate, gata. Păi vezi că e și pe tine, vezi? Da, mă, știu, dar... Știu ce zici tu, dar m-a săturat de scandalul. Și pe tine vezi să n-ajungi ca Ionatan, să... Adică ce? Păi să te arunci, să te folosească și după să te arunci la gunoi, vezi? Ionatan, eu, Alex, e Alex. Ai înțeles? Păi da, dar vezi că începe ca și cu tine. Să mintă, să facă, să dreagă, nu vezi? La că minte o să vorbesc eu cu ea dacă e minte și îmi bagă indici ca să pot să-mi iau de tine. Dar nu cred eu că tu... Oricum am văzut cum mirei tu cu Ionatan și... Și păi atunci zic cum... Ce-ți place cum te... Am făcut-o așa cu dintr-o dată, a? Nu știu, că ai zis că te-a dat și o palmă, de ce te-a dat palmă? Că se filmează, probabil. Nu, așa mi-a zis ea, în fine, nu știu cum ți-a zis. Ce mai frumos ar fi să te iau de mână pe tine așa frumos. Băi, nu, mamă, să ce știți, mă, băi. Treci, mă, cu asta, ce spune. Gata, nu am ce de aici vă să cer scuze, că ce? Că ce? Să cer scuze. Că ce? Am zis de ce, dacă îmi zici de ce vin. Față de ea să cer scuze. Că ce am făcut? Dar ascultă și... Păi ce l-am făcut, bă? Nu mai ai atât de când am făcut. Hai să vorbiți! Măi, de mână că mergi singuret și eu drumul. Hai să măcar să vorbiți. Ia. După de acum ce ți-a zis că... E mers că ai făcut-o cum ai făcut-o, aiurea. Bună vecină! Ce faci? De ce l-ai adus aici? Să-și ră scuze. Ce l-ai adus? Scuze pentru ce? Că ești un... Ce ți-am făcut, mă, eu ție? Ia, zi și mie, că nu, chiar nu știu ce ți-am făcut. Calm, calm. Bă, Madalin, te știam mai cerebral. Calm. El știa. Pe că sunt provocat cu mă după ce că... Fără certuri, vă rog frumos. Eu? Da. Păi, omule, ți-am zis doar să mănânci frumos, că mi-aduce aminti de el, atâta tot. Aha. Și ce ai zis? Aha. Ce am zis? Ia, ce ai zis? De ce am vrut eu să plec eu, Ionatan? De ce te-a dat o palmă? De ce te-am dat o palmă? Că mâncam și aduceam aminte de Ionatan cu mâncam. Că vorbea prost. Și ce ți-am zis? Ia, că el mi-a zis că te-am făcut cumva. Ia, cum te-am făcut, mă? Te-am făcut eu așa? M-ai făcut în mod indirect, da. Păi zi cu ce cuvinte te-am făcut. Vii la mine și îmi spui că am colaborat cu fetele, vezi, doamne, să-l dau afară pe Ionatan, ca să mă duc să mă... cu ăsta? Ce înseamnă? Asta te pup, n-am zis să vă... Nu, să mă niciune, să mă... Ce ai zis? A te înseamnă și te barucă pe canapele. Ok, ce înseamnă pentru tine treaba asta? Că m-a pus pe mine de niște lucruri care oricum nu se întâmplă.
Bă, Mădălin, te-am făcut vânzătoare. Nu. Și nu de aprozar. Ai zis de de pupat, de că de-aia a vrut să plece Ionatan. Bă, dar a terminat odată. Ionatan a fost... Da, să mă știți că o să pe gură! Ideea asta și atât. E, tu crezi că nu mie mi-e ușor ca idee? Nu, dar eu zic că la toată lumea mi-e ușor că a plecat el. Că a plecat sau asta. Dar gata, ce mai bine își cere scuze, ne liniștim frumos. Și nu vă mai băgați așa. Băi, nu mai te băga în cine de astea, e posibil am dat relație cu ea. Nu mai te băga în relație. Da, nu mai te băga în relație. Uite, ca să fie o doamnă, îmi pare rău că te-au lovit. Poftim. Și mie îmi pare rău că ai...